Salutare oameni buni, salutare oameni frumoși. Facem astăzi o etalare într-o singură variantă pentru tine. Pentru tine, ascultătorule, cel care ascultă, cea care ascultă, o etalare cât se poate de colectivă, de generală, să nu uităm acest aspect. Nu știu ce o să avem în această etalare, eu încă nu știu. Probabil că vă știți deja cât de cât, pentru că v-ați uitat la titlu, eu titlul o să-l pun la urmă. Este de asemenea și atemporală, o etalare pentru tine. Vedem ce este. De dragoste, bineînțeles. De dragoste, de ce vreți voi. Hai să vedem. Vreau să scot de aici o carte. N-am mai folosit de ceva vreme acest oracol. E un oracol, e greu de amestecat. Și uite că avem o carte. Vis. Un vis, un vis neîmplinit, poate visul acela de a te proteja cineva sau de a proteja pe cineva. În fine, vorbim despre un vis. Hai să vedem, se împlinește acest vis al tău sau nu? Ajungi să trăiești acest vis sau nu? Frumos, frumos, tigru, tigru. În zodiacul chinezesc, poate cineva este tigru, în zodia tigru, cifra 3. Creativitate, frumusețe și avem așa, codependență și atracție, foarte atrasă de cineva sau această persoană este foarte atrasă de tine. De ce spun, mă refer și la tine? Pentru că de cele mai multe ori poate fi energia ta. Dar hai să lăsăm deoparte un pic gândul că ar fi energia ta și să ne gândim că ar fi cealaltă persoană. Se pare că aici cineva este dependent de tine, cineva este foarte atras de tine, nu se poate dezlipi, stă cu gândul la tine, visează în permanență la tine. Pentru că aici nu vorbim despre un contact fizic direct, ci mai mult despre un vis, cineva care se visează a fi alături de tine. Se visează dependent de tine. Dependent de energia ta. Dependent de ce. Vrea să fie treaz pentru a te vedea, pentru a nu pierde niciun moment. Niciun moment nu vrea să-l piardă. Ok, cine este această persoană? Cine este această persoană care este atât de atrasă, atât de dependentă, atât de dornică, 4 de monede, cineva care, da, într-adevăr, nu-și dorește să te piardă. Nu vrea să te piardă împărăteasa. Păi cum să vrei să pierzi o împărăteasă? Cum să-ți dorești așa ceva? Logică, nu te desprinzi de o împărăteasă. Împărăteasa are o energie extraordinară, pentru că conține toate reginele la un loc. Are cât un pic din fiecare, are un caracter extraordinar de frumos. Cine întâlnește o împărăteasă, logică, nu vrea să-i mai dea drumul niciodată. Cam asta este energia pe care eu o simt aici, împărăteasa și 4 de monede. E o încăpățânare a cuiva. Încăpățânarea de a te ține, indiferent de situație, de a te păstra măcar în gând, de a te păstra măcar în imaginație, cineva care visează aici, parcă cu ochii deschiși. Stă cu ochii pe tine, te vede așa ca pe o zână frumoasă și foarte atrasă persoana asta, adică nu se poate dezlipi. Cine este această persoană și ce vrea de la tine, magicianul și 6 de bâte? Ce să vrea? Vrea să te cucerească, cum necum, vrea să aducă magie. Ce mai văd aici cu magicianul și acest vis care se dorește a fi trăit, a fi împlinit? Văd că omul ăsta își dorește atât de mult să fie în preajma ta, își dorește atât de mult să faci parte din viața lui sau a ei, încât ar face orice, poate chiar și o vrajă. Acum, na, vorbind așa metaforic. Ar fi în stare să își vândă, nu știu, și sufletul doar să fie acolo, să fie în preajma lui sau a ei, cu magicianul. Dar pe altă parte se gândește că doar o minune te poate aduce în viața lui sau în viața ei. Succes, victorie, reușită, o încăpățânare, nu se lasă până nu ajunge să-și împlinească acest vis. Persoană care nu se lasă. Și ce mai avem aici? Un rege de spade.
foarte strategică persoana asta. Nu prea îmi place mie energia regelui de spate, vă spun sincer. Deși în cele mai multe cazuri, regele de spate, da, e reprezentat de zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar nu are nicio legătură cu energia cărții. Să sperăm că este doar ceva legat de zodii, ceva legat de un om care e mai cerebral, un om care nu își arată atât de ușor sentimentele. De obicei, regii de spade sunt cam parcivi, regii de spade sunt inconștient sau conștient, da? Ei devin așa foarte reci, parcivi. Și un om care nu renunță cu una, cu două la tine, simte nevoia aceea să te protejeze, din câte văd, da? Îți oferă protecție, are sentimente pentru tine, dar, cum să spun, e mai mult o obsesie aici, e mai mult o dorință, e un vis pe care în momentul, sau cum să zic, în momentul în care și îl împlinește, da, nu știu dacă e un țel, tu ești un țel pentru persoana asta, ești un scop, un țel, știi? Ești acolo pe în planuri, să zic așa. Ok, cum gândește această persoană referitor la tine? Ce gândește? Ce are în minte? Care este planul? Cum ești tu în mintea acestui om în acest moment? Luna. Nesiguranță, frică, frica să nu te piardă, frica să nu dispar cu totul, frică. E o teamă aici. E o teamă, e o necunoscută. Luna asta vine cu multe gânduri, multe iluzii, multe temeri, da. De ce se gândește cu teamă la tine și asul de monede, o nesiguranță? Nesiguranța zilei de mâine, nesiguranța viitorului alături de tine sau în legătură cu acest vis pe care îl are legat de tine. Are așa o nesiguranță, știi, o frică că lucrurile nu vor mai fi stabile sau că nu vor fi stabile alături de tine. Nu știe ce rezervă viitorul, nu știe ce urmează, își dorește, dar nu știe ce urmează. Nu are viziune asupra viitorului atunci când vine vorba de tine. Să vedem la sentimente, pentru că totuși patru de monede, da, e o carte statică, o carte în care omul spune, da, țin la tine, dar aici nu e iubire, patru de monede, e o necesitate, o nevoie. Ce sentimente are pentru tine împăratul? Ia uite, împăratul. Împăratul și împărăteasa, se vede egalul tău și șase de spade. Se vede egalul tău. Persoana asta se vede, consideră că doar tu îi poți sta alături pentru că doar tu îl egalezi, știi? Totuși, el se simte în energia împăratului, adică este nu doar conștient de puterea pe care o are, ci își dă o putere anume, știi? Se vede mare și tare acolo, cumva. Și vrea să îndrepte lucrurile. Dar vezi tu la sentimente, unde ar trebui să fie dragoste, unde ar trebui să fie iubire pentru tine. Este el, el sau ea, știi, ca și energie. Energia împăratului, energia celui care nu acceptă să fie refuzat, cel care nu acceptă să piardă, energia celui peste care tu nu poți trece, pentru că el vrea să îndrepte lucrurile, dar în felul lui, împăratul, în sufletul lui. Și șase de spade. Spade, gânduri, rațiune, foarte rațional omul ăsta. Greu, 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 greu înțelege sentimentele, greu înțelege, nu știu dacă le înțelege, nu știu dacă simte vreodată, a simțit vreodată sau... Posibil aici să vorbim despre un om destul de preocupat de el, da, și preocupat de nevoile lui, cam așa vine să spun, de nevoile pe care acest om le are. Vedeți voi, cartea începe cu codependență, începe cu acest vis. Visul, da, de a te avea în preajmă. De ce? Pentru că tu ai energia împărătesei. Cine și-ar dori să piardă o împărăteasă? Când pui mâna pe o împărăteasă, nu-i mai dai drumul, pentru că acolo e mult. Are balta pește, cum s-ar spune. Cum e împărăteasa? Cum e energia acestei femei? Are câte un pic din fiecare, știi? Este o femeie perfectă, să zic. Aproape perfectă. O femeie aproape perfectă. O femeie pe care te poți baza, o femeie în care poți avea încredere, o femeie frumoasă, o femeie atractivă, o femeie... Are câte puțin așa din fiecare, depinde de situație, știi?
reușește cumva să semuleze, să fie așa ca un cameleon, să semuleze oricărei situații, să se adapteze oricărei situații, scuzați-mă, am vrut să zic să semuleze pe orice situație. Cam asta este împărăteasa și vezi tu, regele ăsta de spade și împăratul este aceeași persoană și nu numai că te vede egalul său, dar nu mai găsește pe altcineva la fel ca tine. Știi? Dar eu nu văd sentimentele. Unde sunt sentimentele lui? Nu prea văd să existe. Văd mai mult necesitate, nevoia aceea de a te păstra. De a te păstra. Și teamă. Teama că te pierde. Ok. Cum va acționa această persoană în direcția ta? Turnul, da, teama că te pierde, vezi, teama că totul se duce de prăpastie, de râpă și el o să cadă în gol. Adică el fără tine se simte cumva distrus, se simte cumva pierdut, se simte rătăcit, acest om. Ok, cum va acționa? Care vor fi acțiunile? Cum va acționa? Va lupta cu răbdare și cu luptă, văd aici, răbdare și luptă, până când nu mai poate, până când obosește, până când nu mai știe de el. Dar asta văd, că va lupta. Adică nu se lasă așa cu una, cu două. Și justiția. Acum, dacă voi ați fost împreună și treceți printr-un divorț, mai vă și regele de monede aici, dacă voi, de exemplu, treceți printr-un divorț, da, sau separare, justiția cam la asta se referă, la un contract karmic, e o relație karmică totuși, omul ăsta văd că nu vrea să renunțe cu una, cu două la tine. Adică cu greu, dacă tu îți dorești, de exemplu, să te rupi de această persoană, cu greu vei reuși să faci acest lucru. Pentru că nu are de gând să te pierdă. Nu are de gând să te pierdă, sub nicio formă. Nu, nu, sub nicio formă. Ok, hai să vedem. Clarificăm un pic. Și avem așa, Marea Preoteasă, cum te vede el pe tine, foarte intuitivă, secretoasă, un pic misterioasă, așa și imprevizibilă. Cam asta este energia ta. Are impresia că nu te cunoaște îndeajuns, are impresia că ești ușor alunecoasă, da? Marea Preoteasă fiind guvernată de Zodia Pești, sau guvernează Zodia Pești, alunecoasă, da? Cam așa te vede, știi? Ușor. Parcă te scapă așa printre degete, parcă simte că te scapă ușor, ușor. Ok, avem o carte pe jos. S-a sărit o carte pe jos. Ce avem aici? Asul de bâte. Asul de bâte te vede pe tine tare, tare înfocat, așa cumva. Și tu o luptătoare la rândul tău. Și vrea aici să stârnească pasiunea, să reaprindă flacăra, să facă ceva, știi? Are o pasiune pentru tine. Dar, da, trebuie să fii un pic atentă cu această energie, că e un pic pasivă, se întorc multe cărți. Agitație. Regele de spade. Regele ăsta de spade, 10 de monede. Un om al banului. Un om al banului, un om care pune mult accent pe partea asta financiară. Poate fi dintr-o familie foarte bună sau poate fi o persoană care are o afacere sau iubește banul în general. Ce mai văd aici? Patru de bâte și pajul de bâte. Ce intenționează? Să fie cu tine, să fiți împreună. Este foarte pornit. Pornit să ce? Să înlăture orice fel de competiție, orice fel de concurență care ar putea fi în jurul tău. Da? Plănuiește aici, văd, un eveniment important alături de tine. Poate fi o vacanță împreună, poate fi ceva ce voi doi ați putea face împreună în viitor. Și vrea reușită. Se gândește că această vacanță sau acest eveniment important va aduce succesul, va aduce victoria pe care și-o dorește atât de mult. Și trei de spade. Trei de spade. Împăratul și trei de spade. Rațional. Un om foarte rațional și asul de cupe. Da, deci genul acesta de om sau bărbatul ăsta de care tu întrebi, sau femeie, că poate fi și energie feminină, nu neapărat masculină. Persoana asta, vezi tu, își calcă pe suflet și ultima carte a fost Asul de Cupe. Adică
încearcă orice altceva, numai să-ți arate că te iubește, nu. Știi? Sau să-ți arate sentimentele, să devină vulnerabil această persoană în fața ta, ăla este ultimul lucru pe care această persoană își dorește să-l facă. Preferă să, ce? Să strângă din dinți, preferă cei mai rău, dar nu să fie sensibil, nu să fie afectuos, nu să fie, știi? Asta e latura cea mai ascunsă, să zic, a acestei persoane. Dar ce își dorește totuși? Un nou început plin de dragoste și pasiune alături de tine, dar probabil că aceste lucruri le vrea de la tine. De la tine, tu fiind în energia împărătesei, împărăteasa, da, poate să exprime și dragoste și pasiune și răbdare și tot ce e mai frumos, dar regele de spade nu prea poate să exprime dragostea. Nu că nu are sentimente neapărat. Bine, încă acum ce am văzut în etalare, nu prea are. Mai mult protecție, vezi tu, cu regele de monede, axat pe bani, pe afaceri, să protejeze, știi? Este probabil genul de om care ți-ar spune, dar ce trebuie ție, dragoste sau pâine pe masă, știi? Și el alege partea cu pâinea pe masă. Da, genul acela care îți arată prin fapte, să zic așa, sau cumva, cam așa își arată dragostea, nici de cum nu e genul sensibil, nu e genul care să-și exprime ceea ce simte sau lucruri de genul ăsta. Ăla ar fi ultimul lucru pe care îl va face. Ai ultima carte, știi, pe care o joacă acest om. Cam asta văd aici, că e ultima carte. Bun, drăguților, cam atât, cam atât. Ne oprim aici. Eu vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag. Și, na, sper să faceți față acestui rege de spade. Sper să reușiți. Să-l dați pe brastă, deși Miramaș, că un rege de spade când este în energia asta e mai greu cu el. Cum depinde și tu ce-ți dorești de la partener. Că dacă îți dorești protecție și un om așa mai țâfnos, mai morocănos, mai parșiv, un pic mai egoist, atunci e ok. Dacă nu, atunci nu prea e persoana potrivită. Dar ca și putere, da, e un om puternic, într-adevăr. Da, e un om pe care te poți baza la o adică, dar cam atât. Bun, v-am pupat. Aveți grijă de voi. Numai bine. Ceau, ceau, ceau.